cresc profesional, să învăț foarte multe lucruri noi, care îmi vor folosi în cariera didactică. Una din reușitele la clasă ar fi stop motion sau Quick, aplicația Quick, prin care elevii au fost atrași foarte mult de aceste activități. Par interesați, dezinvolți. Cea mai mare provocare: să învăț cât mai mult din acest curs în dreptar digital. Acest cadru în care s-a desfășurat activitatea, foarte plăcut, interesant și, de ce nu, atmosfera creată de domnii care au prezentat activitățile. Mă simt mai liber, mai dezinvolt, mai interesat și cred în acest sens că și elevilor cărora le prezint aceste mijloacele digitale să trăiască aceleași stări ca și mine. Să fie mult mai creativi, să mai receptiv la nou, la mai dezinvolți, mai liberi în exprimare. Da. Sprijin învățarea elevilor în crearea de filmulețe, de activități viitoare, de a transmite și celorlalți colegi și chiar da, celorlalți colegi din clasă, din clasele de la școală, ceea ce au reușit ei să învețe prin tehnologia digitală. Mai liberi, mai creativi, mai spontani. Da. Le ușurează foarte mult activitatea și în felul acesta lecțiile devin mult mai interesante, mai captivante. Un prieten de nădejde.